Plătim mai mult pentru orice cumpărăm și dacă nu era suficient, de 2 ani măștile și produsele sanitare ocupă oficial o nouă categorie în coșul de consum lunar. Institutul Academiei pentru Cercetarea Calității Vieții a calculat că o familie cu 2 copii ar putea duce un trai decent la oraș cu 4.200 de lei. Banii ar trebui să le ajungă pentru mâncare, haine, utilități, transport, rata pentru casă și economii. Însă calculele oficiale sunt departe de ce se întâmplă în realitate. Câte măști să luăm? Mami, ne trebuie cam 35-40 pe săptămână. Iau și dezinfectant? Și dezinfectant, sigur că da. Nu existau atâtea lucruri înainte de pandemie în coș? Nu, no, clar. Se scădea și din sumă, nu? Da, bineînțeles. Cam cât? Cam 150 de lei. În bugetul casei, fiecare familie a adăugat această coloană, măști și dezinfectanți. Lucru confirmat și de Institutul pentru Calitatea Vieții, care a calculat costul coșului minim de consum lunar pentru o familie cu 2 copii. Acesta a crescut în medie din 2019 până în noiembrie 2021 cu 200 de lei. Așa a ajuns la puțin peste 2.800 de lei la oraș și aproape 2.300 de lei în mediul rural pentru 2 adulți și 2 copii. Creșterea e determinată de veniturile mai mari, dar și de prețurile mai mari. În jur de 1.000 de lei, poate chiar mai mult. Doar pentru mâncare, atât. Cel de subzistență este concentrat în principal pe partea de cheltuieli alimentare și întreținerea locuinței, iar cel de trai decent presupune cheltuieli suplimentare pentru partea de sănătate, de educație. Pentru o familie cu 2 adulți și 2 copii care duce un trai decent, coșul de consum lunar ajunge la aproape 4.200 de lei. Însă imaginați-vă că toată această sumă se împarte în 12 categorii. Așadar, vorbim despre îmbrăcăminte, încălțăminte, hrană, întreținerea locuinței, educație, transport și chiar despre economii. Cel mai mare procent din această sumă rămâne tot în bancă, 35%, atât este rata pentru casă. Apoi, de ieșit în oraș nu poate fi vorba, pentru că pentru restaurante și hoteluri nu alocăm niciun ban, iar pentru cultură și educație, familia plătește sub 2% lunar. Doi adulți cu doi copii? Nu, niciodată. Ar trebui undeva la vreo 2000 de euro. Am un copil mic, nu mi-ajung alocația lui nici pentru Pampers-ul pentru o lună. Cam cât ar fi bugetul pe lună să vă ajung? Undeva la peste 6.000. O familie cheltuie cei mai mulți bani din venituri pe lucrurile de consum. Mai bine de 60%, conform Institutului Național de Statistică. Hrana și băuturile ocupă primul loc, urmat de cheltuielile cu locuința și întreținerea. Șervețele umede, unt, brânză topită. Cam cât cheltuiți cu tot ce înseamnă hrană? 16 milioane. Datele Institutului Național de Statistică arată că în trimestrul 3 al anului trecut, venitul mediu într-o gospodărie a fost de 5.704 lei, iar cheltuielile de peste 4.900 de lei. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.